350 de kvintilioane de metri cubi, adică 3,5 ori 10 la puterea 80, acesta este volumul Universului observabil. Este echivalentul la mai mult de 500 de miliarde de galaxii care conțin în medie 100 de miliarde de stele fiecare. Imaginați-vă că toate aceste obiecte numeroase sunt conectate de o pânză invizibilă care se întinde de la Calea Lactee către cele mai îndepărtate colțuri din univers. Este destul de surprinzător că o asemenea pânză există în realitate, iar în doar câteva secunde vei vedea o poză reală a acesteia. Cum este această pânză, de unde provine și de ce nu este spațiul atât de gol și rece cum ni se pare nouă? De fapt, pânza de păianjen cosmică este mai bătrână decât toate obiectele din univers. După Big Bang, 40% din hidrogen, primul element rezultat în urma impactului, a servit ca material de construcție al stelelor și al planetelor, în timp ce 60% din cantitatea rămasă s-a adunat în filamente nesfârșite care conectează toate galaxiile din univers între ele. Direct la intersecția acestor linii se nasc galaxiile, dar acest lucru este doar o teorie. S-a presupus că, chiar dacă aceste fire există, practic nu avem nicio șansă să le vedem. Până la urmă, pânza de hidrogen este considerată a fi o structură foarte subțire și slabă, care este eclipsată de lumina galaxiilor din apropiere. Totuși, atunci când astronomii de la Observatorul European Sudic din Chile au observat un grup de galaxii SSA22 în constelația Vărsătorul, care se afla la 12 miliarde de ani lumină distanță de Pământ, s-a întâmplat un lucru neașteptat. Stelele nou născute în interiorul grupului de galaxii au emis lumină ultravioletă intensă care a fost la rândul ei absorbită și emisă încă o dată de filamente de hidrogen. Datorită strălucirii reflectate, oamenii de știință au putut să detecteze și să capteze într-o fotografie două autostrăzi, între ghilimele, ale pânzei cosmice, interconectate de un al treilea flux. Lungimea celor două fire principale este mai mare de 3 milioane de ani lumină, asta înseamnă că este de 28 mai mare decât diametrul galaxiei Calea Lactee, ceea ce face ca fragmentul de pânză să fie cea mai mare structură găsită vreodată în univers. Punctele albe pe care le puteți vedea în fotografie printre filamentele de hidrogen sunt galaxii active în timp ce formează stele care se alimentează cu material de construcție cosmic, adică hidrogen, direct din rețeaua de filamente. Un alt nume dat pânzei de păianjen cosmice este mediul intergalactic cald. Acest lucru se datorează faptului că temperatura filamentelor de hidrogen este aproximativ la fel ca temperatura din interiorul Soarelui, care are circa 15,69 de milioane de grade Celsius. Acesta este modul cum, la intersecția dintre două sau mai multe fire de hidrogen, galaxiile și stelele iau naștere. Din păcate, formarea acestora se poate vedea doar în galaxiile vechi și îndepărtate, care sunt capabile să ilumineze pânza cu radiații ultraviolete într-un mod destul de eficient. Pentru a descoperi asemenea structuri în apropierea Căii Lactee, va fi necesar să îmbunătățim telescoapele existente care pot detecta radiațiile electromagnetice ultraviolete, o acțiune destul de scumpă. Dar cel mai important lucru este că pânza cosmică poate fi capabilă să informeze cercetările științifice și ne pot învăța o mulțime de lucruri necunoscute despre univers. Folosindu-se de filamentele cosmice, oamenii de știință vor să studieze energia întunecată și rata de expansiune a Universului. Până la urmă, hidrogenul este o carcasă de gaz în interiorul căruia se ascunde materia întunecată. Pe măsură ce Universul se extinde, pânza cosmică se întinde de asemenea și dacă învățăm cum să o măsurăm, vom putea desena o hartă completă a Universului. Profesorul Daniel Einstein, din cadrul Universității Harvard, propune o metodă care presupune folosirea filamentelor cosmice pentru a studia Universul. Imaginează-ți ce s-ar întâmpla dacă ai arunca cu o piatră în apă și ar îngheța la momentul impactului ca mai apoi valurile create să lase o amprentă specifică în gheața formată. Exemplul vrea să spună că fiecare galaxie poate fi acea piatră, iar Universul este ca apa. Imediat după Big Bang, când Universul a fost suficient de cald, iar particulele de lumină și materie au rămas strâns legate, vibrațiile materiei barionice au apărut în undele sonore, propagându-se prin Universul timpuriu, emanând din locurile originare galaxiilor. După 380.000 de ani de existență, spațiul s-a răcit ușor, iar materia a fost separată de particulele de lumină.
Totuși, radiația de fundal rămasă de la universul timpuriu a reținut amprentele oscilației materiei. Ca rezultat, a apărut o pulsație ciudată a universului. De vreme ce este asociată cu undele sonore, oamenii de știință au acum oportunitatea de a simula filamente cosmice care se extind de la fiecare galaxie, care în schimb va face posibilă crearea unor hărți precise a întregului univers. În același timp, omul de știință Gambon Park a propus o altă modalitate de a studia pânza de păianjen cosmică. Pe măsură ce universul se extinde, filamentele de hidrogen se întind și ele, iar ca rezultat, spațiul gol dintre ele crește în dimensiune. Acest lucru înseamnă că numărul structurilor per unitate de volum scade. Cunoscând condițiile universului timpuriu, putem prezice cât de multe structuri vor fi în viitor per unitate de volum. Asta înseamnă că oamenii de știință vor putea prezice numărul galaxiilor, stelelor și al planetelor care se vor forma în viitor și chiar locul și timpul apariției lor. Totuși, în viitor există de asemenea riscul să nu mai vedem niciodată firele intergalactice care formează pânza cosmică. Este adevărat, acest lucru depinde în mare măsură de energia fantomă, un tip de energie întunecată care exercită gravitație negativă și aprovizionează expansiunea universului. Dacă valoarea sa este de minus 1, atunci de-a lungul a trilioanelor de ani, universul se va extinde atât de mult încât astronomii din viitor nu vor mai putea să vadă nimic în afară de Calea Lactee. Toate celelalte galaxii se vor depărta atât de mult de noi încât nici telescoapele avansate din viitor nu vor putea face față pânzei cosmice sau galaxiilor distante. Dacă valoarea energiei fantomă se dovedește a fi puțin mai mare de minus 1, atunci, cu timpul, densitatea întregii materii întunecate va începe să scadă. Universul va continua să se extindă însă destul de încet. La început își va dubla dimensiunile de două ori, odată la 12,2 miliarde de ani, apoi la fiecare 51 de miliarde de ani, după care se va opri complet. Apoi, după 120 de miliarde de ani, universul va începe să se contracte la forma sa inițială. Galaxiile distante se vor apropia din nou de Calea Lactee, timpul va merge înapoi, iar universul alături de întreaga pânză cosmică se va colapsa ca o bulă de săpun. Compresia inversă ar trebui să apară în aproximativ 1300 de ani după ce universul își încetează expansiunea. În al treilea caz, dacă valoarea energiei fantomă se dovedește a fi mai mică decât minus 1, atunci filamentele cosmice care formează pânza se vor întinde atât de rapid încât, după 150 de miliarde de ani, universul nu va mai putea rezista unui asemenea măcel și se va transforma în bucățele mici. Deci, acum, soarta întregului univers depinde de numărul 1 cu minus în față, dar ce a rezervat viitorul pentru universul nostru vom afla atunci când astronomii vor fi capabili să rezolve secretele care se ascund în spatele pânzei de păianjen cosmice din spațiul intergalactic. Totuși, după cum a fost descoperit recent între galaxii, în afară de filamentele de materie întunecată învăluite în hidrogen, mai există ceva. Profesorul James Geach de la Observatorul Keck din Hawaii a descoperit că vasta masa întregii materii barionice, inclusiv elementele grele, este stocată chiar în afara galaxiilor. Fluxurile de gaze datorită formării noilor stele și găurilor negre alunecă între ghilimele din interiorul galaxiilor. Viteza acestor fluxuri poate atinge 1000 de kilometri pe secundă. În jurul uneia dintre galaxii, oamenii de știință au observat un nor luminos gigantic. După cum s-a dovedit, ionii de oxigen din interiorul acelei structuri, la fel ca pânza cosmică, absorbe lumina galaxiilor vecine și apoi o reemite. Lățimea norului atinge 300.000 de ani lumină, ceea ce înseamnă că este de 3 ori mai mare decât diametrul galaxiei noastre Calea Lactee. Norul a fost numit Makani, care în limba hawaiană înseamnă vânt. Makani ocupă tot spațiul dintre galaxia noastră și galaxiile vecine, luând forma unei clepsidre. Oamenii de știință sugerează că în jurul fiecarei galaxii pot exista nori similari și se așteaptă să îi găsească în viitorul apropiat. Filamentele cosmice și norii din jurul galaxiilor demonstrează că spațiul nu este deloc un loc pustiu și rece, cum credeam noi în trecut. Poate că trilioane de atomi sunt răspândiți de-a lungul universului, iar în viitor poate servi ca material de construcție pentru lumile noi de la marginile universului. Și poate că într-o bună zi va deveni un nou loc unde viața va lua naștere la fel ca pe planeta noastră. Cel puțin așa sperăm, pentru că în prezent avem nevoie de un plan B mai mult ca niciodată pentru a găsi un loc de reședință. Dar totuși, până atunci, trebuie să avem grijă de planeta noastră înainte să fie prea târziu.
Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!